Dreptății în privința unor acorduri pe care le avem, acorduri de cooperare în ceea ce privește educația, cultura, sportul, economia, cu frații noștri de peste Prut. Spuneam că intrăm în, să dăm în linia normalității, pentru că tot ceea ce facem e un factor extrem de important în relațiile bilaterale dintre România și Republica Moldova, pe baza unor acorduri generale încheiate. Deci, suntem în situația de a spune că asemenea acorduri vom încheia și cu alte municipalități, cu alte raioane din Moldova noastră de peste Prut, din România de peste Prut, așa cum eu, din stânga Prutului, așa cum eu am numit-o întotdeauna, și sunt sigur că în ceea ce înseamnă baza noastră, baza românismului, nu avem decât a ne simți mândri că astăzi avem în mijlocul nostru de domnul primar al Chișinăului, domnul Ioan Ceva. Vă mulțumesc încă o dată în prezența noastră și vă doresc o ședere cât mai plăcută în România și întotdeauna vă asigur, cel puțin omenește și la nivelul respectiv, la nivelul la care sunt în această oră, și ca persoană publică, că ușa României vă este oricând deschisă. Bine ați venit! Mulțumesc mult, domnul președinte, stimați prieteni, stimați colegi, și vă vreau și eu, la rândul meu, să mulțumesc pe numele tuturor locuitorilor municipiului Chișinău pentru acest acord pe care îl semnăm, oficializăm astăzi, pentru că relațiile noastre sunt mai vechi și avem proiecte frumoase în diferite domenii. Acum îl avem și semnat, oficializat, și sper că din acest moment randamentul proiectelor, programelor pe care le desfășurăm împreună să crească și să fie în beneficiu, în primul rând, a locuitorilor municipiului Chișinău, a aspiților Chișinăului. Așa cum spuneam, sunt foarte multe proiecte pe care le lucrăm cu partea română și vreau să mulțumesc în special pentru acest lucru. Este vorba și de educație, cultură, am zis și infrastructură, proiecte de infrastructură semnificative. Sunt fond de fapt există acces la fonduri și programe care pot fi ușor accesate și toate aceste lucruri doar vin să sporească calitatea vieții și să îmbunătățească relația cât mai mult de frății. Vă mulțumim foarte mult! Și vă mulțumim! Vă asigur că